Principalele indicații pentru efectuarea testului NIPT sunt vârsta maternă mai mare de 35 de ani, evidențierea unui risc crescut de anomalii cromozomale în urma screeningului efectuat prin dublu test sau triplu test, ecografia fetală anormală, nașterea anterioară a unui copil cu anomalii cromozomale, paciente cu contraindicație pentru metode invazive de diagnostic prenatal, istoric familial pozitiv pentru anomalii cromozomale sau boli monogenice. Testarea se poate aplica și gravidelor cu risc scăzut la screeningul uzual, în sarcinile multiple sau în sarcinile obținute prin fertilizare in vitro.